Razie de amploare în Mehedinți, peste 220 de polițiști au fost angrenați într-o acțiune ce a implicat efectuarea 12 percheziții. Peste 20 de mandate de aducere au fost puse în aplicare și au fost acordate peste 270 de sancțiuni. În cursul zilei de ieri, polițiștii mehedinteni au desfășurat o razie în județul Mehedinți. În cadrul căreia au fost constatate 8 infracțiuni și au fost aplicate 274 de sancțiuni contravenționale. Oamenii legii au efectuat 12 percheziții domiciliare și au pus în aplicare 21 de mandate de aducere. Activitățile complexe ale polițiștilor au vizat infracțiuni de furt, de evaziune fiscală, contrabandă cu produse accizabile, infracțiuni la regimul armelor și muniților, infracțiuni la regimul rutier, punerea în aplicare a unor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, precum și a faptelor ilicite ce se comit în domeniul transportului ilegal de mărfuri și persoane. În cadrul acestor activități au fost controlate 60 de societăți comerciale și au fost legitimate 780 de persoane, fiind aplicate 274 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 148.000 de lei. Activitățile polițiștilor au vizat infracțiuni de furt, de evaziune fiscală și de contrabandă cu produse accizabile, dar și infracțiuni la regimul armelor și munițiilor. Pe lângă toate acestea, polițiștii au urmărit și punerea în aplicare a unor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, precum și a faptelor ilicite care se comit în domeniul transportului ilegal de mărfuri și persoane.